prevedere articolul 39 alineatul 1 din legea 215/2001 prin administrația publică locală generală, cu modificările și completările de care a fost convocat prin dispoziția 1209 din 16/5/2018 a primarului municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință ordinară. În fapt, sunt prezenți un număr de 16 consilieri, ședința putându-și începe lucrările. Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 18/5/2018. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? 16 voturi pentru. Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 18/5/2018 a fost aprobat. Dau cuvântul domnului președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri, v-ați făcut să conduce lucrările ședinței, conformitate cu legea și regulamentul organizării funcționare. Sau cuvântul domnului viceprimar pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței. Mulțumesc, domnule președinte. Invitații de astăzi sunt următorii. Domnul Popa Valeriu, domnul Victor Glănuță, domnișoara Alina Patriciu, domnul Neculai Perete, domnul Luc Adrian Claudiu, domnul Baranoar, domnul Lucu Neculai, domnul Stoi Mircea, domnul Apostol Alexandru, domnul Tănase Romeo Iulian, doamna Furtui Mariana, domnul Claudiu Constantin Ambrosie, doamna Cărlan Luminița, domnul Baciu Bogdan Constantin, domnul Adrian Răscopa, doamna arhitect Iuliana Bârcu, doamna arhitect Radu Cebunescu, domnul Pavel Corin, doamna Bacocana Curța Elena, doamna Lidia Bărlan, domnul Stan Cionuț, domnul Grădinaru Costel, domnul Grămadă Gheorghe Cristian și domnul Buricatu Mugulean. Sunt observații la ordinea de zi prezentată? Nu sunt astfel de observații. Având în vedere că a sosit și domnul consilier local Fece, avem 17 consilieri, astfel încât punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 17 voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată. Întrebăm domnul consilier dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi. Îl rog pe domnul Irofte, ca fiind decan, să anunțe. La proiectul nu sunt incompatibilitate, sunt în agăra, să știți. Mai sunt în Agra. Dar unde? La proiectul 19. Dar care e Agra? Societatea Servicii Publice. Așa. Dar nu știu ce am zis. Ziceți, domnul Gherasim. Da, tot în aceeași situație, la proiectul numărul 19, sunt în Agra, la Societatea de Servicii Publice. Am înțeles. Și domnul Creto? La proiectul 13, sunt membru al Comitetului Marketingului de România. Am înțeles. Domnul Bărcu? Da, nu, fiind membru la Agara, să cetem energia și o 4 puncte pe care am găsit. 15, 17, 18. Deci, la acestea nu pot să vădesc. Ați spus mai 3. Haideți să mai căutăm. Ați spus 15, 17, 19. Care e floarea 4? Deci, 15. 17, 18, 19, 20, mai ca asta sunt destituția de muncii, pisace. 3 până la urmă, da? Deci, cât care sunt? 15? 17 și 18, da? Vă mulțumesc mult. Mai sunt cazuri? Dacă nu mai sunt cazuri, dau cuvântul domnului președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri, sunt aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință, conform listei care v-a fost transmisă. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Cu? 700 voturi exprimate, a fost aprobată modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în ședința din 23.05.2018.
supun discuție punctul 1 al ordinii de zi și îl invit pe domnul consilier local Stan Gabriel să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Bună ziua, stimați colegi și invitați. Prin acest proiect de hotărâre vă propun acordarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Bacău domnului profesor universitar dr. Valeriu Poma. În expunerea de motive am prezentat un minimum necesar pentru acordarea acestui titlu. Eu consider că personalitatea multiplă a domnului profesor, profilul moral, intelectual și profesional, îl recomandă pentru acordarea acestui titlu. Alături de domnia sa, în sală, sunt prietenii și colegii mei care mi-au propus să formez această inițiativă. Este vorba de domnul director profesor de Cunai Terente și domnul profesor universitar dr. Victor Plănuță, fost rector al Universității Vasile Alexandrii din Bacău. Sigur că, nu știu dacă mai are nevoie, dar eu am făcut asta, poate nu întâmplător, expunerea de motive este însoțită de sigur profesional al domnului profesor Valeriu Popa și de trei recomandări. Una din partea domnului rector Lăduță, una din partea domnului academician și profesor universitar Miron și una din Japonia, din partea unui profesor universitar din Japonia, cu care domnul profesor Valeriu a fost în legătură. În acest context, vă supun atenției întregul material depus la Secretariatul Consiliului Local, cu speranța și cu dorința explicită și cu bucuria acestui moment special. Îi ofer cuvântul cu acordul domnului secretar, domnului profesor Victor Plănuță, fost rector al Universității Vasile Alexandrii din Bacău. Mă rog frumos să-mi dați un microfon. Onorat prezidiu, consilier, este o mare onoare pentru mine să mă pot adresa dumneavoastră și să-l prezint pe scurt pe domnul profesor universitar dr. Valeriu Popa, colegul, prietenul nostru. Dacă ar fi să caracterizez pe domnul profesor Popa, aș spune următoarele lucruri. Este un profesor de o valoare științifică excepțională și o să argumentez foarte pe scurt acest lucru. Este un om de o modestie rar întâlnită în această perioadă și de o cinste și corectitudine exemplare. Câteva cuvinte despre fiecare. În primul rând, domnul profesor Popa este cunoscut în întreaga lume, care discutam la început, că este singurul continent în care domnia sa nu a publicat nicio lucrare, este Australia și, de fapt, am prezat că mai este și Oceania. În rest, toate continentele au prezentat domnul profesor Popa, este unul din cei mai mari matematicieni români actual și, dacă v-am spune, numai impresionant un număr de lucrări de peste 450, dintre care mai mult de jumătate sunt în străinătate și nu în reviste de asta de popularitate sau ceva, ci așa multe reviste cotate ISI, care sunt reviste cunoscute pe plan internațional și pe plan mondial. Iată, prin activitatea științifică desfășurată de domnul Popa, eu cred că Universitatea Bacău și Bacău a avut foarte mult de câștigat, este cunoscut pe toate meridianele lumii. Domnul profesor Popa este în același timp și un profesor de excepție, este un profesor care a creat multe generații de profesori, s-a ocupat în mod special de metodica prelevării matematice, scriind numeroase articole în acest domeniu. Vreau să afirm, cu toate, pentru a părea exagerat pentru unii, părerea mea și nu numai a mea, ci a multor matematicieni din țară și din afara granilor țării, că dacă domnul profesor Popa ar fi activat într-un centru mare universitar, Iași, Cluj sau București, domnia s-a meritat în mult să devină membru titular al Academiei Române, așa? Unde erau și alte posibilități de documentare și alte posibilități de alt gen. Aș vrea să vă spun că domnul profesor Popa este foarte apreciat de studenți,
de foștii studenți. El a creat o întreagă generație de profesori, de fapt, mare majoritatea profesorilor din Bacău, din matematică, sunt absolvenții a Universității, a Institutul Pedagogic și apoi a Universității noastre. Spuneam de asemenea că domnul profesor Popa este o modestie rar întâlnită. Vă dau un singur exemplu ca să înțelegeți mai clar acest lucru. Domnia sa a fost premiat de Academia Română pentru lucrările sale într-un anumit domeniu de matematică și nimeni dintre noi nu a știut, deci n-a anunțat pe nimeni că primește acest premiu. Abia după câteva săptămâni, când la Iași m-am întâlnit cu academicianul Radu Milon, care m-a întrebat cum n-am sărbătorit, ce am făcut, ce că l-am invitat și m-am sărbătorit aceasta. Și a fost foarte mirat. Domnul profesor Popa nu a spus nimic despre acest lucru. De altfel, domnul profesor Popa niciodată nu face caz de ceea ce a realizat. Realizările lui sunt într-adevăr excepționale pe plan științific și pe plan didactic. Spuneam de asemenea că dumneavoastră îl cunoașteți foarte puțin, nu numai pentru că dumneavoastră aveți și alte preocupări și ocupați de alte probleme, ci și pentru faptul că domnia sa este un om atât de modest încât foarte puțină lume, în afară de profesori, m-a dat și asta, cunosc activitatea domnului sale. În sfârșit, spuneam că este de o cinste și o corectitudine deosebită. Domnul profesor este niciodată, deși este cunoscut ca un profesor foarte sever, de altfel foarte mulți au fost și condicenți și repetenți la domnia sa, totuși aș vrea să vă spun că Nimeni nu s-a plâns că este, vă rog să-mi permiteți să ajung asta, pentru că nimeni nu s-a plâns vreodată că a fost, când a fost apreciat la justa valoare sau a fost sau cineva a fost protejat. De altfel, domnul Popa este cunoscut între cei care nu primesc pile. Deci, la dumneavoastră, niciodată nu s-a fost problema să pună cineva cu pilă sau cu un cuvânt bun. Nu aș vrea să lungesc, că eu știu că discursurile scurte sunt cele mai apreciate, de aceea aș vrea să spun că sunt cu totul de acord cu acordarea acestui titlu de cetățean de onoare a Mircii Bacău și Bacău îți poate mândri cu un asemenea lucru. Vă mulțumesc!17 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 voturi nu. Vă mulțumesc!
Domnul profesor, vă rog frumos să avem în vedere că proiectul a fost adoptat în luat cuvântul și te răspunde să te va luat. Rămâneți cu două mături, profesor. De asemenea, și nu în ultimul rând,
Mulțumesc membrilor familiei mele, soției mele, profesoara Maria Popa, care a fost și este, după 56 de ani, împreună, alături la șoc și la greu, și care mi-a asigurat timpul necesar pentru rezultatele. Mulțumesc!
constant favorabil. Raportul comisiei fiind favorabil, discuția sunt la proiectul de hotărâre, dacă sunt, mă rog, ei ești. Mulțumesc! Iată, avem astăzi execuția bugetară finală pe anul 2017 și nu putem să observăm faptul că execuția bugetară, mai ales prin investiții, a fost la același nivel jalnic ca în 2016, chiar dacă administrația a avut la dispoziție posibilitatea de a-și construi propriul buget anul trecut. Și aș dori să revin cu întrebarea către domnul administrator public, domnul Chinduș, cât aveți de gând să implementați acel sistem public de urmărire a investițiilor planificate în buget? Pentru că l-ați promis deja de câteva luni de zile și am aflat cu toți împreună această masă și inclusiv domnul primar care tot lipsește astăzi. Să punem pe site-ul primăriei toate investițiile și cetățenii să le poată urmări, să se uite când strada respectivului cetățean intră în execuție, dacă a fost scoasă la licitație, dacă a fost bugetată, dacă mai are bani în buget și mai departe. E un lucru foarte important, pentru că sunt zeci de milioane pe investiții, anul trecut a fost undeva la 100 de milioane pe investiții și execuția bugetară a fost, din păcate, deficitară din nou. Deci, ar dori să știu când aveți de gând să implementați acest sistem, pentru că se pare că este nevoie ca cetățenii să pună presiune pe dumneavoastră, pe execuții, ca să faceți treaba. Deci sunt bani pe care rămânem în buget, care nu se cheltuiesc. Și pe de altă parte, veniți în fața cetățenilor și spuneți că nu sunt bani pentru tot felul de lucruri. Mulțumesc frumos! Mă mulțumesc pentru întrebare. După cum am spus, acum o luni de zile, la o luni jumătate, poți să aprobă organigrama. O să postăm pe site-ul primăriei. Până atunci doar să vă dăm ceva în drag, pentru că e foarte mult de lucru și nu prea sunt oameni care să lucreze la așa ceva. Am înțeles, dar nu mă interesează pe mine, ci interesează deja pe cetățeni să urmărească acest proces de execuție a investițiilor din buget. Știu că mi-ați dat răspunsul la atunci și n-ați fost în stare să-mi spuneți când se va modifica organigrama, deci revin și cu această întrebare. Când se va întâmpla acest lucru? Pentru că se pare că multe dintre lucrurile care se întâmplă în primăria Bacău depind de această nouă organigramă ce ne este promisă de iată 2 ani de zile. Încă se lucrează la organigramă. Organigrama este în proporție de 85-90%. Este o echipă care lucrează la această organigramă și cred, după părerea mea, într-o de zile va fi gata. E foarte complicat să faci organigramă când nu ai dedicat servicii la societate și sunt multe chestii care îi conformăm și o să facem o cata. Bun, mulțumim. Domnul Ghingheș, ca să putem face organigramă, avem nevoie de prefectură, de la prefectură, de o adresă în care să li se specifice foarte clar numărul de personal. Această adresă a venit acum o săptămână, astfel încât suntem în măsură de acum încolo să punem organigrama în limitele stabilite de lege și mai ales de instituția prefectului. Vă mulțumim. Da, mulțumesc. Domnul secretar, spuneți la proiectul, rog. Ce este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 17 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. Mulțumim. Spun discuție cu 4 la ordine de zi și îl invită domnul viceprimar să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Da, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL numărul 62 din 19.2018, care s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pe anul 2018. Avem câteva modificări, ați aprobat la urmă. Domnul secretar, Comisia de Legalitate. Domnul Fantaza. Aviz favorabil. Domnul Chinduș. Aviz favorabil. Domnul Șoara Biberică. Favorabil. Doamna Preacă. Favorabil. Domnul Furian. Favorabil. Domnul Gerasim. Favorabil. Domnul Stan. Favorabil. Raportul comisiei favorabil. Discuția asupra proiectului, dacă sunt. Da, domnul Ghingheș. Mulțumesc. Domnule viceprimar, putem ști unde se duc cele peste 2 milioane de lei care vin pentru educație prin cote defalcate pe TVA? Adică, care este destinația exactă a acestor fonduri? Răspund eu. O să răspundă domnișoara Clementina Binerică, vă rog frumos, prin tehnică. Deci am putea, mulțumesc, am putea aloca și niște bani pentru bază, la școli? Da, nu, la școli, la bază furată, am sistemii de alarmă, da, bază și toate celelalte chestii care sunt necesare la școli. Vreau să fac o mențiune. Este greu să alocăm bani pentru bază, pentru că de abia putem să plătim utilității. Pentru că pe costul de energie putem să plătim utilității. În primul și în primul rând trebuie să plătim utilității. Și energia termică,
strategia consumului energiei tehnică, pentru că nu și-au fundamentat bugetul ca atare. Și ăsta este unul din motivele la care am apelat la această rectificare, să putem să dăm bani la termoenergie. Am înțeles. În cazul ăsta nu putem totuși mări această finanțare pentru cheltuieli materiale din învățământ, pentru că, dacă țineți bine minte, la aprobarea bugetului am propus o suplimentare a acestui buget pentru bunuri și servicii în școlile din Bacău. Da. Și acum veniți în fața noastră și ne spuneți că abia reușim să acoperim cheltuielile cu întreținerea acestor școli. Totuși sunt nevoi în școlile din municipiul Bacău. Deci e nevoie de bază, de consumabile, de calculatoare, de tot felul de alte lucruri pentru care părinții sunt puși la plată. Haideți să mai cu câteva milioane de lei această finanțare pentru cheltuielile descentralizate din învățământ. Știți foarte bine că am aprobat bugetul. Am aprobat cu mai puțin 30 de milioane de lei. Pentru că așa primim banii de la ING, în loc să primim 120 de milioane, am primit numai 90. Sperăm că la rectificarea din iulie, deci atunci este, avem voie să facem, am început cu clădirile rectificare, sperăm să primim banii și să punem și pensurile astea care le-ați solicitat. Sperăm, mulțumim. Doamne ajută. Mulțumesc. Domnul secretar, spuneți-o vă rog. Ce este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 710 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre. Mulțumesc. Spun discuție punctul 5 al ordinii de zi și le fi pe domnul viceprimar să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Artiștilor Naivi de România, în vederea realizării în comun a manifestării Unitate prin Cultură, Festivalul Național de Artă Naivă, expoziții și evenimente culturale în Bacău, eveniment care se desfășoară în perioada 25 mai 15 iulie 2018. Ați avut material la mapă și vă rog să-l votați în forma prezentată. Domnul secretar. Există aviz de legalitate. Domnul Fantază. Aviz favorabil. Domnul Pietruș. Aviz favorabil. Domnșoara Vilenică. Favorabil. Domnșoara Vizitiu. Aviz favorabil. Doamna Preanu. Favorabil. Domnul Stan. Favorabil. Acord cu 10 favorabil. Scuțați la proiectul de putere de data sunt. Dacă nu, rog, domnul secretar, să spună la un proiect. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? O abținere a domnului Gingeș și 16 pentru pentru. A fost aprobat proiectul de hotărâre. Supun discuție cu 6 minute de zi și pe domnul viceprimar Ștefan Dragutania să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Da, este un proiect de hotărâre privind modificarea destinației stabilitării inițial cu contracte concesionare, numărul 68.781 din 28.04.2017, din seriul firmă, spațiu, prestări servicii, salon de coafură și alte activități de înfrumusețare. Ați avut materialul la mapă. Domnul secretar, adică? Există nici legalitate. Domnul Fataza? Doamna Marin? Doamna Preacnă? Domnul Curianu? Aviz favorabil. Domnul Gherasim? Aviz favorabil. Raportul Comisiei 5 favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre de astăzi sunt, dacă nu se trece la procedura de hotărâre.
Proiect numărul 7 este un proiect privind asocierea municipiului Bacău cu asociația Club Sportiv Adam, să vedem realizării comună a concursului internațional de dans sportiv. Dance Open Bacău, care se va desfășura în perioada 1-3 iunie 2018 la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău. Vă mulțumesc! Domnul secretar, anunț faptul că domnul Micăluș, consilierul local, a plecat părăsința. Acum suntem numai 16, consilieri, astfel de procedura de vot se va raporta la acest număr. Există anumite legalitate. Domnul Fantazan? Aviz favorabil. Domnul Chindruș? Aviz favorabil. Domnul Șoara Bilenică? Domnul Șoara Vizitiu? Favorabil. Doamna Preacă? Favorabil. Domnul Curianu? Favorabil. Domnul Stan? Favorabil. Raportul Comisiei 15 favorabil. Discuția asupra proiectului de sunt. Dacă nu știu, domnul secretar, să mă abțineți. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? O abținere a domnului Cristian Ghingăș și 15 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre. Mulțumim, sunt cu discuției punctul 8 al ordinii de zi și indică domnul viceprimar să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre privind transmiterea pentru deconcesiune, prevăzut în contract de concesionare numărul 2337-2006 de la Gianin Sire, la doamna Vigiu Florina. Domnul secretar Avizu? Ministrul Avizu de Egalitate. Domnul Fantazan? Doamna Marie Dian? Doamna Preacnă? Favorabil. Domnul Curianu? Favorabil. Domnul Gherasim? Favorabil. Raport cu comisie 5 favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre, dacă sunt, dacă nu sunt, la procedura de procedură. Domnul Daniel? Domnul Daniel? Domnul Daniel, vă rog frumos. Plecheați asupra acestui procedur. Da, vă rog. Să putem să trecem. Mulțumesc. Supun discuție.
discuție punctul 9 al ordinei de zi și invită domnul viceprimar să prezinte exprimarea de motiv la proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre privind aducerea municipiului Bacău cu Direcția Națională de Sport și Tineret în vederea realizării comuna Crossului Ziua Olimpică, eveniment ce se va desfășura în data de 1 iunie 2018 la Bacău. Există avizele care s-a domnul Fantaza? Domnul Chindruș? Aviz favorabil. Domnșoara Vinerică? Domnșoara Vizitiu? Aviz favorabil. Doamna Preacă? Favorabil. Domnul Stan? Favorabil. Raportul favorabil. Discuția asupra proiectului hotărâre de acest fel. Dacă nu, domnul secretar, să spunem acest proiect. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Să abține cineva? Cu 16 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre. Supun discuției punctul 10 al ordinii de zi și invit pe domnul viceprimar să prezinte exprimarea de motive la proiectul de hotărâre. Noi de ordine privind transmiterea dreptului de concesiune, prevăzut pe contract de concesionat în modul 9.62, din 18.9.2003, de la secție din Pocastrele, de la doamna Cărăr, numiția căsătuită cu domnul Eugen Gat Cărăr. Ați avut la treabă la mapă. Domnul secretar, aveți tu? Secretar, aici, negar. Domnul Mataza? La fiți favorat. Doamna Maridia? Favorat. Doamna Breacă? Favorat. Domnul Curiană? Favorat. Domnul Gerasi? Favorat. În raport cu comisiei și favorabil, discuția sunt la proiectul de hotărâre, dacă sunt, dacă nu sunt pentru procedura de consiliere. Thank you.
aflați în descrițiile mele. Întotdeauna. De asta băcați apoi. Nu se știe. Nu se știe. Poate nu mă da, proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic.
Paris sezonal, întocmit pentru construirea imobil locuințe colective, Petrus 7E, imobil situat pe strada Ștefan cel Mare, numărul 32, din municipiul Bacău, obiectiv ce se realizează pe un teren proprietate privată. Ați avut materialul la mapă, pentru mai multe detalii, doamna Arhiei, vă stă la dispoziție. Există avizii de calitate? Domnul Fantaza? Aviz favorabil. Doamna Marizian? Domnul Mateuză? Favorabil. Domnul Curian? Aviz favorabil. Raportul Comisiei 5 favorabil. Discuția asupra proiectului procedurale sunt. Dacă nu, se trece la procedura de rostire. Ține-o acum. La 7 ține. Există avizii de legalitate.
Fantaza? Favorabil. Domnul Chindruș? Aviz favorabil. Doamna Pimpirie? Favorabil. Doamna Dragnă? Favorabil. Domnul Curian? Favorabil. Domnul Gerasim? Favorabil. Domnul Stan? Favorabil. Raportul Comisiei 5 favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre, dacă sunt. Dar acolo voi face eu un amendament. Se modifică secțiunea a doua, selecția directorului comercial, criterii de admisibilitate la anexa proiectului de hotărâre, al cincilea criteriu, urmând să aibă acest conținut. Să fie membru în Consiliul de Administrație al SC Termoenergy Group S.A. Bacău. Mulțumesc. Supunem la vot amendamentul ridicat de domnul Șova. Pentru lămurirea dumneavoastră, voi cita articolul 35 din Ordonanța de Urgență 109 pe 2011 privind guvernanța corporativă, care spune că, și lasă la atitudinea dumneavoastră, directorii pot fi numiți din afara Consiliului de Administrație sau dintre administratori, care devin astfel administrator executiv cu respectarea procedurii de selecție. Deci există două alternative. Domnul Ghinghe, vă doresc să vedeți în intervenție, da? Bănuiesc. Da, vreau să vă întreb dacă este legal ceea ce propune. Păi v-am citit în lege. Spune legea așa. Directorii pot fi numiți din afara Consiliului de Administrație sau dintre administratori. Exact. Și mergând pe această idee, cumva concursul trebuie să ofere tuturor această posibilitate de a se scrie, având în vedere dacă legiuitorul n-ar fi trecut această frază, mergeam pe interpretarea dumneavoastră. Dar aici, legiuitorul lasă la latitudinea autorității locale că pot fi numiți acești directori din cadrul. Vă mai citesc o dată articolul. Directorii pot fi numiți din afara Consiliului de Administrație sau din administrator, care devin astfel administrator executiv, cu respectarea procedurii de selecție. Ok. Da? Deci, în orice situație ar fi că pot fi numiți din afară sau dinăuntru, singura condiție care trebuie îndeplinită aici, respectarea procedurii de selecție. Da? Condiție de participare este să participe toată lumea.
Să nu cumva să vedem că cineva care este în Consiliul de Administrare, de Administrație, dacă rămâne proiectul de hotărâre și hotărâre așa cum a fost propusă dumneavoastră, nu poate participa la această procedură de selecție. Deci, inclusiv dintre administratori, pot participa la procedura de selecție. Important este că ordonanța 109 stabilește la latitudinea dumneavoastră dacă îi păstrați în Consiliul de Administrație pe directori sau nu. Deci, dacă faceți așa și aprobați proiect de hotărâre, cum este el supus la vot, fără amendament, directorii nu sunt administratori. Păi, nu pot. Deci, ori îi stabiliți din cadrul Consiliului de Administrație și ei pot deveni administratori neexecutivi, ori lăsați așa, dar la concurs poate participa și cine face parte din Consiliul de Administrație. Numai că dacă va și la concursul, trebuie să renunțe la calitatea de membru în Consiliul de Administrație. Da, suntem corpul tehnici prin așa. Dacă amendamentul va fi formulat în sensul exact și mod am văzut cum spune în lege, atunci acoperim cele două variante. Da. Și atunci să lăsăm directorii poți numiți din afara Consiliului de Administrație sau dintre administrație, care devin astfel administrație executiv cu respectarea procedurii de selecție. Deci, și atunci facem și așa, și așa. Fac textul de lege care acoperă ambele variante și dacă ia concursul cineva din Consiliul de Administrație, se aplică exact. Am înțeles. Acum formularea este sub Consiliul de Administrație, dar directorul. Păi acum punem exact prevederea de lege. Dar nu putem să aplicăm o măsură pentru doi directori și altă măsură pentru un director. Voi citi exact în ordonanța de urgență 109, da? Amendament. Directorii pot fi numiți din afara Consiliului de Administrație sau dintre administratori, care devin astfel administrator executiv cu respectarea procedurii de selecție prevăzute la alineatul 4-7. Corect. Și pot participa la concurs și dintre administratori, dacă nu știe concursul, rămân administratori în continuare, sau pot participa din afara Consiliului de Administrație și devin directori în afara Consiliului de Administrație. Doar că atenție, ar trebui modificată și anexa. Pentru că în anexă, la criterii de admisibilitate, se vorbește despre a nu fi membru în Consiliul de Administrație. Anexa va fi modificată. Mod corespunzător. În mod corespunzător amendamentului, pentru că anexa, făcând parte din proiectul de hotărâre, nu poate să vină în contradicție cu textul. Și am toată convingerea că distinși mei colegi de la compartimentele care se ocupă de la monitorizare vor face aceste modificări ca să nu fie situații interpretate. Supunem la vot amendamentul. Cine este pentru? Este cineva împotriva? Domnul secretar, stați în... Dacă aprobăm amendamentul în forma aceasta, cei care devin, da, persoane cu rol executiv în cadrul companiei, vor putea ocupa, da, și vor putea deține și calitatea de consilier în cadrul Consiliului de Administrație, administrator în cadrul Consiliului de Administrație. Exact. Practic, vor beneficia de două remunerații de la aceeași companie. De la aceeași companie. Nu este remunerată calitatea de administrator? Păi nu vă întreb în Unghighe, și a fost acolo. No. Nu vă întreb în Unghighe, din informativ acolo. Da, 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 doamna consilier, textul de lege rămâne și aspectul care devine dumneavoastră. Spune foarte clar. Okay, în momentul în care unul din Consiliul Administrației devine director, atunci acesta devine administrator executiv. Și el va fi remunerat pentru această funcție. De administrator executiv. Deci nu va lua din două părți. El va, ați înțeles? De fapt, nu e pentru cei care candidează din afară să devină membru în Consiliul Administrației, ci textul de lege e pentru cei care sunt în Consiliul Administrației și vor să ocupe un post de director. Și atunci, în situația asta, acesta devine administrator executiv. Devenind administrator executiv, exact. Dar e posibil să dubleze acest post de director luat prin concurs eventual și de administrator executiv unde va vota hotărârea CEA-ului? Dar n-am înțeles ce a spus. Vă urmăriți-mă. Este posibil, fac, dar nu reușesc. Este posibil ca să fie director, da? Pe un post luat prin concurs, câștigat prin concurs. Din selecție. Da, așa se face. Da? Luat prin concurs și în același timp
să fie și membru în Consiliul de Administrație, unde să fie la nevoie pus în față de a vota anumite decizii. Deci, situația care o prezentată de asta e inversă. Nu e ăla din afară care vine și devine consilier în Consiliul de Administrație. Domnul secretar, asta e un pic. Da. Deci, omul este în Consiliul de Administrație, dar respectivul, da? Da? Vrea să fie director. Exact. Da? Merge la un concurs. Corect. Da? Ia postul de director prin concurs. Exact. Mai poate să fie și în Consiliul de Administrație și să voteze decizii. Da, pentru că legea, îl desemnează administratul executiv. Dacă spune legea, e perfect, dar nu am dat seama de logica situației. Niciodată să nu punem la îndoială la logica legiuitorului. Regul. Da. Dar că odată supun la vot amendamentul domnului președinte. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 16 voturi pentru a fost aprobat amendamentul domnului președinte de ședință. Supunem la vot proiectul de hotărâre cu modificările aduse în amendamentul aprobat și domnul Bârtu vrea să mai spune ceva înainte. Eu l-am ridicat la abținere, nu pot să da, am înțeles. Deci, și dumneavoastră vă abțineți? Păi dumneavoastră ce faci? Așa. A, vă abțineți? Am înțeles. Pentru că domnul Bârzu mi-a anunțat înainte. După ce ați votat. Bun. Deci avem așa. Două abțineri și 14 voturi pentru. Ei, era așa. Trei abțineri. Acum votăm pe el. Supunem la vot proiectul cu modificările aduse de proiect de amendament aprobat cu 14 voturi și 2 abțineri. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul Daniel. Și nu participați. Deci cu abținere, cu neparticipare și 14 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Zero voturi contra, zero voturi pentru. Zero voturi contra, zero voturi pentru. Zero voturi contra, zero voturi pentru.
privind aprobarea de principiu a modificării indexului locale pentru serviciul alimentare ce creazate cu energie energică furnizat și prestat utilizatorilor casnici, adică populației și utilizatorilor non-casnici a prețul local pentru populație, precum și pentru aprobarea subvenției unitare, și dătarea unelor materiale stipulate în textul acestea. Deci este o proiect de hotărâre privind dreptarea unei erori materiale. Vă mulțumesc. Domnul secretar al Statului de Legalitate? Există aviz de legalitate. Domnul Fantaza? Există favorabil. Domnul Chindruș? Favorabil. Doamna Fințirie Isabela? Doamna Preagnă? Favorabil. Domnul Turianu? Favorabil. Domnul Gerasim? Favorabil. Domnul Stan? Favorabil. Raportul Comisiei 5 nefavorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre, dacă sunt. Dacă nu, domnul secretar, să spună proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu participă la vot. Domnul nu participă la vot. 5 pe vot de a fost aprobat proiectul de hotărâre. Faceți afaceri pe banii băcăuanilor, pierd.
ceva, dacă aveți firmă, ca să știți că se ființează o firmă, se face firmă, se face cu niște dotări. Suma respectivă sunt din anumite dotări pe care societatea le-a făcut, pentru că societatea nu era delegarea. Dacă era delegarea, avea niște utilaje care erau în valoare municipiului. E frumuse delegare, trebuie să-mi cumpăr, nu știu, ori mașină, e cât. Nu știu ce cu asta, nu înțeleg care este tema. Orice societate la o înființare, în afară de actele și autorizațiile care sunt necesare și trebuie ca să se desfășoare activitatea, trebuie și o minimă dotare. Care e dotarea? Adică ceea ce spuneți dumneavoastră, minus o sumă, se regăsește în dotările pe care le-am făcut la societate. Orice, nu știu, dacă e să facem o lucrare, și eu mi-am cumpărat bormașina, mi-o amortizez în 2-3 lucrări. Nu mi-am amortizez pe lucrarea respectivă. Asta e, nu știu, e așa o chestie. Corect, da. Aveți dreptate, dar am pus întrebarea asta în sensul în care totuși sunt prime pe piață, cu experiență, în domeniul construcțiilor și nu cred că era nevoie ca noi să facem investiții într-o nouă societate, deci să cheltuim niște bani. Vedem și că această societate este pe minus, în condițiile în care acaparăm piața. Deci constructorii de bună credință care au investit de-a lungul timpului din zona privată, astăzi se uită neputincioși la vizavi de anumite contracte, că n-au ocazia să participe. Și în timpul ăsta vedem cum această societate care dă contracte unor oameni din ancorajul primarului, foarte important, ajunge pe minus. Deci mai multe sunt 2 miliarde de la înființare. Sunt deci, eu nu vă sunt într-o politică cu dumneavoastră având cu asta, cu contactele, cu nu știu ce. Dumneavoastră chiar sunteți printre, să zicem așa, cei care ne pun foarte mult să scriu. De ce despre 544? V-am dat pe 544 răspuns? Nu știu ce, nu știu care e discuție. Nu înțeleg cu asta. Am dat contractul, l-ați văzut. Domnule director, asta nu este o atitudine de vreo un director de dita mai societate de servicii publice care gestionează milioane de lei din banii pătroanilor și se prezintă în Consiliul Local cu o balanță pe minus și mă rânduiți la consilierii locali în condiții în care știți prea bine că dumneavoastră trebuie să dați o puteală pentru acești bani. Da, păi și v-am dat răspunsul că orice societate în primul an de zile are nevoie de niște dotări, de niște... Ce să vă spun? Putem să facem o listă la ele care, ca să poți să desfășori activitatea. Despre asta vorbim. Adică e logică. Nu. Ce să... Bun, și asta aveam să te întreb. Cumva era mai bine să băgăm acești bani în calitatea unor lucrări pe domeniul public în loc să dotăm o nouă societate de servicii publice și să-i băgăm în lucrări mai de calitate cu firme din mediul privat, astfel stimulând și concurența pe piață. Ce înseamnă la dumneavoastră lucrări mai de calitate? N-am înțeles. Înseamnă asfaltă, de exemplu, aici, dacă centru de afaceri, în sensul giratoriu, ați asfaltat, ați pus benere și dacă trec acolo cu mașina, este exact la fel ca înainte. Îmi pare rău. Îmi pare rău, pot să fac o poză înainte și o poză de după. Noi când facem decorturile, se măsoară groapa, se face poză înainte și o poză după. Pot să vă transmit o poză cum arăta înainte și cum arăta după. Ca să putem să facem o comparație așa. Sau vis-a-vis de strada Neamoieco, dar ați asfaltat doar pe mijlocul străzii. Domnule, e un proces tehnologic aici. Stați puțin că nu s-a terminat strada Neamoieco. Deci eu, adică dumneavoastră îmi spuneți că ai asfaltat un sens. O să vină și sensul 2. Adică nu înțeleg de ce îmi spuneți că s-a asfaltat, nu știu, doar pe mijloc. Nu știu, depinde când a spus dumneavoastră. Domnul Ghingheș, l-am spus că am alte întrebări pentru domnul director? Atât deocamdată. Mulțumesc foarte mult. Dacă nu sunt la felul care se rățuiește la noi pe banii noștri... Dar nu mă rățuiesc la dumneavoastră. Nu înțeleg. Pe banii noștri ai băgămanul, da? Deci nu mai dumneavoastră. Dar rățuiești unul la altul, așa. Deci nu am spus. Deci am văzut până s-a făcut. Am umilat pretenție și vină cu astfel de atitudine în Consiliul Local. Este cineva împotriva? Acest proiect nu votez. Am înțeles. Împotriva. Împotriva. Să abține cineva? Am înțeles. Deci avem două reparticipări al domnului Ropte și al domnului Gherasim. Și un vot împotrivă. 13 voturi. Cu 13 voturi, proiectul de votare a fost aprobat. Mulțumim. Spun discuție cu 20 al ordine de zi și de pe domnul viceprimar să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Mulțumesc, domnule președinte. Avem la punctul 20 un proiect de hotărâre privind plata cotizației de membru
Ce ne revine către Asociația Administratorilor de Pensii din România pentru anul 2018, ați amuat la urmă a fost. Există din plecare. Domnul Pantază? Aviz favorabil. Domnul Chindroș? Aviz favorabil. Domnul Jura Vinerică? Domnul Busuion? Favorabil. Doamna Dragnă? Favorabil. Domnul Bulianu? Favorabil. Domnul Gerasim? Favorabil. Domnul Stan? Favorabil. Raportul Comisiei 5, favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre de adoptare sunt. Dacă nu rog, domnul secretar, să spună la proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Dar ține cineva? Cu 16 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre. Supun discuție punctul 21 al ordinii de zi și îl invit pe domnul viceprimar să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Da, mulțumesc. La punct 21 avem închirierea a 4 spații aflate în cita Halei Pieții Centrale din Bacău. Prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii. Domnul secretar, aveți de legalitate? Există de legalitate. Domnul Pantaza? Favorabil. Domnul Chindruș? Adis favorabil. Domnul Cusioc? Doamna Preacnă? Favorabil. Domnul Burian? Favorabil. Domnul Gerasim? Favorabil. Raportul Comisiei 5, favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre, dacă sunt. Dacă nu, rog pe domnul secretar să spună cu proiectul de hotărâre. Ce este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 16 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre. Mulțumim. Supun discuției punctul 22 a ordinei de zi și invit pe domnul viceprimar să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației clinico-economice favorabil de fezabilitate pentru investiția de tehnologizare a centralelor termice a TEDES a CEN Bacău prin instalarea de echipamente transferate fără plată CT1 Parc, CT Grup Școlar al Gazalinii, CT Prefectură, CT2 Miorița și CT3 Miorița. Vă mulțumesc că ați anumat la luam acolo. Domnul secretar, aviz de legalitate? Există aviz de legalitate. Domnul Pantaza? Aviz favorabil. Domnul Chindruș? Aviz favorabil. Doamna Bustugan? Favorabil. Doamna Ionesi? La fel, favorabil. Doamna Preacnă? Favorabil. Domnul Curianu? Aviz favorabil. Raportul Comisiei 5, favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre, dacă sunt. Dacă nu, vă rog, domnul secretar, spune la proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? 16 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre. Supun discuție punctul 23 al ordinii de zi și îl invit pe domnul viceprimar să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Da, mulțumesc. Este vorba de un proiect de hotărâre privind aprobarea cererii domnului Stanci Ionuț de extindere a spațiului de locuit. A fost discutat la comisie și are aviz favorabil. Vă rog să votați proiectul în forma prezentată. Vă mulțumesc. Domnul secretar, aveți de legalitate? Există aviz de legalitate? Domnul Pantaza? Favorabil. Doamna Pardașu? Favorabil. Doamna Preacnă? Favorabil. Domnul Curianu? Aviz favorabil. Domnul Stan? Favorabil. Raportul Comisiei 5, favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre, dacă sunt. Dar domnul secretar, se trece la procedura de procedere. Patru, cinci, acest votat de fiecare cu câte 16 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 voturi bune. Vă mulțumesc! Domnul viceprimar, supun discuție punctul 24 la ordine de zi și invit domnul viceprimar să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice Paza Dalii, pentru obiectivul de investiție amenajare și schimbat destinație parțial la corpul de grăbire C2, destinația terenului de extindere practică și la operator de alimentație publică la Croce cu Grigore Antipa din Domnul Bacău. Domnul secretar, avizul? Aviz de legalitate. Domnul Pantaza? Aviz favorabil. Domnul Chindruș? Aviz favorabil. Doamna Bucudran? Favorabil. Doamna Ionesi? Favorabil. Doamna Preacnă? Curianu? Aviz favorabil. Raportul Comisiei 5 favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre, dacă sunt. Dacă nu, vă rog, domnul secretar, să spună la proiectul de hotărâre. Ce este pentru? Este cineva?
împotrivă, se abține cineva? Cu 16 voturi sunt pentru a fi favorabil. Supun discuției punctul 25 al ordinii de zi și după domnul viceprimar să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HR-ului 2015-2018, aplicarea s-a înfășit inventarul comunului care reprezintă domeniul public al acestui barcoa, atât la doar la Macau. Yeah.
poate urmă să mă contrazică dacă cumva nu am dreptate. Iar la avizele de trecere, din punctul meu de vedere, ar trebui noi să creăm niște norme care să prevadă aceste obligații. Da, facem noi un HCV care să prevedem lucrul acesta, ca cetățeanul să știe cine lucrează acolo și care, tot așa ca o propunere, în momentul când se fac recepțiile, se participe obligatoriu să nu se mai facă recepțiile fără președinții de asociație sau cetățenii din zonă. Pentru că oamenii habar nu au și ne trezim cu lucrări recepționate fără acordul lor. Să facă parte din comisie, dar să facă parte din comisie numai scriptic și fizic. Da, domnul secretar, domnul director, în momentul când vine la acordul de începere a lucrărilor, nu știu, când face brașament, când face o traversare, să scrie exact ce face și ce lucrează acolo. Când ajunge primarul, viceprimarul, consilierul local sau cetățeanul la fața locului, să știe exact ce se întâmplă acolo. Nu se bată o groapă mare, lăsată în jumătate de an, nu știe nimeni ce e acolo. Și să scrie, bineînțeles, și perioada. Este un pic absurd ca atunci când fac un gard cu proprietate privată să fiu nevoit să pun un panou, iar când intervin pe domeniul public cu zile, sigur, voi crea un disconfort mai mare decât cel pe proprietate privată, să nu am obligativitatea să fac acel panou. E o măsură de bun simț, pentru că nu să pui un panou de 50-70 care să spui ce și cum se întâmplă. De acord cu dumneavoastră, domnul director. Deci vă rog să luați în calcul o soluție aici, da? Să facem un proiect de HCR, ca și poliția locală să aibă colegii de control. Domnul Sfântul. Da, mulțumesc. Domnul Fingă, scurt, vă rog. Domnule viceprimar, am o soluție poate și mai simplă pentru dumneavoastră. Și așa și evităm nelămuririle cetățenilor, că poate înjură primăria loc să înjure un constructor sau un alt furnizor. Platforma online cu lucrările care se desfășoară în acest moment în municipiul Bacău, intră cetățeanul și vede cine e și ce și unde lucrează. Exact pe coridoare, pe hartă, frumos reprezentate, suntem transparenți față de cetățeni și arătăm cetățenilor unde și cum se lucrează pe teritoriul municipiului. Cât durează, cine, de ce și așa mai departe. Și poate așa cetățenii vor fi mai înțelegători cu privire la aceste chestii. Și așa îi vom învăța și pe cei care lucrează să respecte de ele. Ce spuneți? Da, dumneavoastră. Deci ceea ce se întâmplă efectiv fizic cu pancarta să fie și ridicată online. Când pleacă pancarta să fie ridicată și online. Dar ajunge la vorba domnului Chirtu și așteptăm organigrama. Ca să se spune iarăși că nu avem personal. Și eu vă spun sincer că domnul Chirtu mă atâte chiar nu are personal. Deci ar trebui o persoană care întocmește aceste acorduri de începere sau avise de spargeri să fie, să cunoască și partea aceasta de internet, în momentul când a dat autorizația, în aceeași zi, să introducă pe această platformă ceea ce se întâmplă în Brazilia. Știu că aveți acel proiect de desfășurare cu sistemul IT și cu QGIS-ul. O puteți integra în acel sistem. Am votat la acel SF în Consiliul Local vis-a-vis de acest sistem și este o parte poate fi făcută publică, astfel încât cetățeanul să vadă unde și cum se lucrează, ce proiecte de investiții sunt anumite zone. Da. Da. Cred că pentru început putem să facem cum se întâmplă cu autorizațiile de construire. Păi da, ce poate o aceea ca o carte care trebuie să-i formă urbanistul să aibă primăria? De ce mai simplu? Ok, mulțumesc, domnul Danila. Pot să-i crezi. Vă rog. Avem rezultatul votului pentru proiectul de hotărâre.
ordine numărul 26. Consilieri prezenți în sală 16, din care au votat 16, iar articolele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, respectiv 8, au întâlnit fiecare, 16 voturi pentru, 0 contra, 0 numărul. Supun discuție cu 27 ordine de zi și ne spune un viceprimar să prezinte punerea de vot de la proiectul de hotărâre. Da, stimați colegi, la proiectul 27 avem alegria la 3 terenuri în suprafață totală de 25.060 metri pătrați, situate în Bacău, pe strada Farmă Mărăcie numărul 2. Este vorba de câteva terenuri care sunt acum la bază în Fețul Avram și, după cum știți, am propus ca această bază să fie modernizată în vederea obținerii autorizațiilor necesare realizării acestui obiectiv de investiții. Este necesară actualizarea documentației cadastrale, precum și alegerea celor trei terenuri pe care vi le-am prezentat în proiect de hotărâre. Vă mulțumesc! Doamna Bardajul. Doamna Dragnă. Domnul Mărianu. Domnul Gerasim. Domnul Stan. Favorabil. Am făcut comisia cei favorabil. Discuția asta am plecat pe vădere dacă sunt. Dacă nu, rog, nu știu cum am plecat pe vădere. Cine este pentru? Este cineva în motivă? Se abține cineva? Cu 16 voturi pentru a fost aprobat proiectul de vădere. Domnul Rața. Supun discuție punctul 28 al ordinii de zi și îi rog domnul viceprimar să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Proiectul 28 este un proiect privind modificarea și completarea HCV numărul 157/2018, prin care s-a însușit inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău, acel numai de la Bacău. Domnul secretar. Domnul Partaza. Doamna Partașu. Doamna Bracu. Domnul Burianu. Favorabil. Domnul Gherasim. Favorabil. Domnul Stan. Favorabil. Raportul Comisiei 5 net. Favorabil. Discuția asta la proiectul de hotărâre, dacă sunt. Dacă nu, mă rog, domnul secretar, să spun la proiect. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? O abținere a domnului Sinteș. 15 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării direcției a lotului de teren suprafață de 4 metri pătrați, situată în localitatea Râmnicu Bacău, proprietate privată a municipiului, beneficiar terminalul Constantin, terminalul Giajna, numat de Gheorghe Cristian. Ați luat materialul la mapă. Domnul Pataza. Doamna Maridian. Domnul Lungu Marian. Doamna Breagă. Domnul Burian. Domnul Gherasim. Raportul Comisiei 5 net. Favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre dacă sunt, dacă nu se trece la procedura de votare. Vă rog, Daniela. Thank you.
cineva? Domnul Vârsu, acolo. Cine n-a votat? Ștefan, Dragoș, Dragoș. Dragoș. Ședința consiliului local a luat și acum a luat și cu totul de pe